Dragi telespectatori, bine v-am găsit! Invitata noastră este o actriță de talie internațională, Laura Vasiliu, una dintre cele mai bune actrițe din România. Este o persoană delicată și strălucitoare, cum spun eu de fiecare dată. Bine ați venit în emisiunea Credință și Excelență, doamna Vasiliu! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație, mă onorează! Mult. În documentarea pe care am făcut-o, vă spun sincer că m-a impresionat foarte mult viața dumneavoastră profesională, pentru că nu este ușor să ajungi la nivelul la care ați ajuns și, pe de altă parte, sunt atâtea sacrificii, cred, care se fac în viața artistică, încât vă felicit pentru toată activitatea de până acum. Mulțumesc! Orice... Până la urmă cere sacrificiu și dacă e ceva ce-ți place, îl faci cu plăcere. Așa este. Eu aș vrea să le spun telespectatorilor care nu știu că Laura Vasiliu este cea care a interpretat unul dintre rolurile principale în celebrul lung metraj al lui Cristian Mungiu, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Cum a fost acest film? Jucați rolul Găbiței. Da. Da? Cum a fost? Studenta care... face un avort în film. Da. Și a fost greu la filmări, pentru că nu știam exact despre ce e vorba. Adică, bine, toată lumea știe despre ce e vorba, dar concret, tehnic, nu știam cum va fi și regizorul Cristian Mungiu a preferat să mă conducă el din aproape în aproape. Adică nu m-am documentat decât asupra perioadei. Am văzut niște filmulețe din perioada decrețeilor. Da. Și sunt destul de traumatizante și am citit, dar efectiv faptul în sine nu-l cunoșteam. Oare este mai bine să cunoști, să nu cunoști așa pe viu, cum se spune? Na. Doamne ferește! Sunt e multe bine persoane, să nu cunoști, să sunt nu multe treci. Persoane care au trecut prin asta, mai ales în perioada comunistă, când avortul era interzis, chiar era pedepsit aspru. Da, da, e bine să nu, da. Să nu trecem prin așa ceva, pentru că este foarte traumatizant. Și te marchează pentru totdeauna. Cât au durat filmările la acest film atunci? În 2007? Cam aproape o lună jumate, cam 2 luni. Da. Noi am făcut o întrerupere în perioada sărbătorilor. Am început la finalul anului 2006 și la începutul anului 2007 s-au terminat filmările. Da. Interesant este, filmul a primit foarte multe premii, da? Premiul Palme d'Or, da? Dacă am pronunțat da, corect, pentru cel mai bun regizor european la cea de-a 60-a ediție a Festivalului de la Cannes din 2007. Un premiu Fipresci, da. Cum se, italian, Fipresci. Presupun. Da? Da, este premiul de criticii. Da, acordat în cadrul aceleiași ediții da. A festivalului și potrivit unui sondaj realizat la vremea aceea a ocupat poziția a 15-a în top 100 cele mai bune filme ale secolului 21, așa am citit. Noi, într-adevăr, pe plan internațional am fost foarte bine primiți, bine văzuți, filmul a fost apreciat. Aici, în România, filmul fiind premiat atât de mult, a fost cumva acceptat, ca să zic, și în România și apreciat de cinefili și de critici, de dar publicul totuși publicul în România are un pic de reticență la eu știu lucrurile neplăcute legate de perioada comunistă. Da. Și nici eu nu sunt foarte bucuroasă să revăd filme pe subiectul ăsta. Mă interesează,
mult mai multe aspecte decât subiectul, dar am și eu o rezervă uneori. Da, da. Cu toate că, uite, a mai fost un premiu GOPO. Da, noi toți am luat. Acordat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc. Da. Premiul GOPO, cred că toți am luat premiul GOPO din film, adică regizori, actori, scenografi, cred că toată echipa în anul ăla a primit premiul GOPO. Într-adevăr, 2007, acțiunea se întâmpla în 2007, mă rog, filmul s-a filmat în 2007, dar acum cred că în 2023 lumea e mult mai deschisă, se vadă realitățile, de fapt asta s-a întâmplat. Da, pentru că au trecut totuși de la Revoluție cel puțin 30 și ceva de ani. A apărut o nouă generație de tineri care nu au trăit în timpurile alea, nu știu ce se întâmpla atunci. Da. Și ei sunt într-adevăr foarte interesați. Exact. Vă aduceți aminte un moment de la Cannes, atunci când a fost premiat filmul? Ne puteți povesti? Da, cred că am spus de multe ori, mai ales după eveniment. Te primesc așa, ca și cum ai fi o prințesă, ca și cum am fi prinț și prințese. Da. Se poartă foarte frumos, au un fel de a te face să te simți aleasă. Da. E o întreagă echipă de oameni care se ocupă de noi, de cum arătăm, de cum ne îmbrăcăm, interviurile pe care le dăm, fotografiile pe care le facem. Și mi-amintesc tot. Nu am stat foarte mult, am stat 3 zile, deci nu e greu să mi-amintesc. Da, dar 3 zile deosebite, pline. Marcante. Da, da, pline. Da, totul e frumos, totul e fermecător acolo. Marea, că stai pe malul mării, hotelul în care sunt cazați actorii din filmele de la Cannes, oamenii care vin cu foarte multă dragoste și cu foarte multă admirație spre noi, totul e perfect. Cred că ei au gândit lucrurile în așa fel încât să te simți foarte, foarte, foarte special acolo. Da, da. Dar se premiază periodic, nu? Filme românești la acest festival. Da, Cristian Mungiu a tot luat premiul și premiul de regie și cam tot timpul când a făcut un film. Am înțeles. În ce fel v-a schimbat viața acel succes pe care l-ați avut, alături de ceilalți actori, bineînțeles? În primul rând, am fost cunoscută în celelalte țări prin intermediul filmului 432. Au început să mă caute regizori pentru diferite filme internaționale. Și pot să zic că mai mult am filmat în străinătate decât în România, sau cam la fel, dar eu înclin să cred că mai mult în străinătate. Da. Și asta e un lucru bun. Da. Cine nu și-ar dori. Absolut. Pentru că reacțiile au fost imediate și știu că ați primit, așa cum ați precizat și acum, foarte multe colaborări. Și ați... O să vorbim în interiorul interviului nostru despre filmele în care ați jucat după acest succes, dar aș vrea, înainte de toate, să ne întoarcem puțin în devenirea dumneavoastră, pentru că sunteți de undeva din Piatra Neamț, Denis, da? Da, da, da. Cum a fost? Când ați plecat? Sau cât a stat în Piatra Neamț? Am stat până am început facultatea în București. Deci foarte, deși liceul l-ați făcut da, tot da, în da, Piatra tot, Neamț. Tot. Și m-am mutat în București pentru că am venit la studii, dar
tot timpul când aveam o pauză, fie și de o săptămână, fugeam acasă, Piatra Neamț. Da. Ce visați în copilărie? Sigur, vă dorea să ajungeți actriță, nu? E un clișeu. Da, voiam să fiu actriță, nimic altceva. Nu credeam cu adevărat, pentru că eram și sunt o timidă. Și nu credeam cum s-ar putea întâmpla asta. Dar așa le-a rânduit Dumnezeu, că pas cu pas s-au construit cumva lucrurile în direcția asta. Înseamnă că încă de la grădiniță interpretați, recitați, ce făceați, cum vă evidențiați sau ce, care a fost momentul acela în care ați conștientizat că cu adevărat vreți să mergeți către actorie? Da, cred că mama a avut un mare rol aici, pentru că eu zic că în familia noastră ea e cea talentată. Da? Da, da. Ce frumos! La 3 ani știam tot Luceafărul și, ce să zic, multe poezii de Eminescu, Minulescu, ea le interpreta extraordinar și eu le învățam fără să le învăț cumva, are doar auzindu-le. Tot așa cu... Nu, mama e judecător. Acum e... Oh, ce frumos, da. N-am știut. Da, da, da. N-are nicio legătură, dar mă bucur că aflu lucrul acesta. Da, da, da. Da, uite ce pasiune frumoasă către literatură, către latra asta. Da, și mai ales pentru interpretare, pentru că ea mă fascina, pentru felul în care se implica, pentru intonația ei. Mie asta, eram în stare să o ascult ore întregi, eram destul de mică, cum recita. Ați fost vreodată nu știu, măcar să vizitați o sală de judecată, cu siguranță ați mers, nu? Da, sigur, sigur, dar nu, aveam destul de mari rezerve. Ar fi vrut chiar să urmez cariera asta, dar n-am simțit niciodată, deși până la urmă am făcut dreptul. Da, târziu. Am făcut și facultatea de drept. Târziu, da, da. Dar nu m-am gândit serios. Am zis că poate o să-mi folosească. Nu se știe niciodată. Da, da. Oricum, eu spun de fiecare dată că, fie că suntem avocați, procurori, judecători, viața noastră e tot în fața unei scene sau chiar pe scenă, aș putea să spun. Bineînțeles. Da? Deci s-ar completa. Parcă v-aș vedea într-un rol de judecător sau de avocat, procuror. Uite, n-ați jucat niciodată? Am dat o probă și am încercat să fiu cât de dur am putut. Și tot cumva n-am convins. Adică transpare ceva, o sensibilitate pe care o am și știu că o am. Și cât aș vrea să fac și un fel de compoziție, adică să mă duc în altă zonă decât cea cunoscută, parcă tot nu reușesc până la capăt. Deși aș vrea să încerc. Este opinia dumneavoastră sau v-au spus-o cei care... Da, din discuții. Știți de ce? Pentru că adevărul e unul singur, am văzut atâția judecători, dar parcă mult mai strălucitori au fost cei care au această căldură pe față, radiază bunătate. Cred că un judecător trebuie să fie așa. Dar, bine, da. Duritatea și toate cele sunt. Există, cele, da, da, da. Adică nu se exclud. Completare. Da, eu sunt convinsă de asta, dar trebuie să fie convinși și cei care decid. Cei care decid. În orice caz, este clar că în cariera dumneavoastră, cu siguranță veți juca și aceste roluri care v-au încununat existența, în sensul că ați făcut facultatea de drept și aveți o familie. Da, târziu, da. Da, da. Frumos. Spuneți-mi, doamna Vasiliu, când ați luat hotărârea să mergeți către actorie? După ce am terminat, practic, la Revoluție. Eu îmi doream foarte mult să plec în America. Foarte mult. Deci visul din copilărie, da? Aveam ca tot să ajungeți actriță de... Aveam tot fel de visuri. Deci eram făcută din visuri. Așa eram. Și îmi doream foarte mult să ajung în America. Până la urmă m-am gândit eu că după ce a venit Revoluția, că lucrul ăsta ar putea fi posibil. Așa că am virat-o spre actorie și
cum v-am spus, nu credeam că aș putea, dar sigur îmi plăcea. Am avut și un profesor de română extraordinar de talentat și făceam împreună piese de teatru și încercam să le jucăm în gimnaziu. Deci contează mult oamenii din jur, contează mult cum te formezi tu în funcție de ce-ți dau ei. Da. Și am fost foarte fericită atunci când ne-am ocupat de asta și am simțit că aș fi foarte fericită să fac în continuare, să mă ocup cu asta. Și m-am dus, de fapt mă dusesem să fac niște cursuri de pian și pe culoarele școlii de artă, că era o școală de artă, m-am întâlnit cu un actor foarte haios și foarte bun, emana așa o bunătate și foarte mare, era foarte voinic. Și era mică și slabă, vai de cap. Și am zis, ce cauți aici? Și am zis, vreau și eu să fac pian. Dar nu vrei teatru? Mi-a zis. Bineînțeles că eu voiam teatru, dar nu știu. Simțit. Da, nu vrei teatru? Zice, nimeni nu este înscris la teatru, la cursul de teatru. Zice, ai fi prima. Și zic, da, cum să nu vreau? Și așa, domnul Corneliu Dan Borcea, Dumnezeu să-l ierte că a murit între timp, el era și l-am iubit mult și a fost exact ce aveam eu nevoie. A fost o perioadă în care am mers mult la teatru, mergeam aproape la fiecare reprezentație la Teatrul Tineretului, pentru că puteam intra fără bilet, fiind la școala de artă a dumnealui. Și atunci, cred că erau festivalurile de teatru, dacă știți, vestitele festivaluri de teatru de la Piatra Neamț, unde veneau cele mai bune spectacole și din țară și din străinătate. Și m-am format în perioada aia, practic în clasa 9-a și a 10-a și, mă rog, tot liceul, am mers la teatru în continuu. Și am citit cât am putut de mult. Este o condiție pentru cei care vor să urmeze această facultate, presupun. Da, mie îmi plăcea, simțeam nevoia, nu puteam să stau departe de teatru deloc. Da. Simțeam nevoia, dar tot nu mă hotărâsem, pentru că știam că se intră greu și și nu depinde numai de tine întotdeauna. Adică trebuie să ai o stare bună, o pregătire bună, încredere în tine. Și noroc, cred. Noroc. Exclus norocul din această profesie. Nu cred în noroc, deși... Eu știu că așa se zice. Deși... Dacă ai noroc. Înainte de ultima probă când am fost, eram foarte emoționată și am întâlnit niște doamne de la curățenie, pe acolo, pe culoarele alea de la Insta, că am divagat acum. Și ce credeți, mi-au pus sub rochie o ceapă cu sare, o chestie de asta, că au zis, lasă că uite, ceapa o să le moaie inimile. Și faptul ăsta că ele au fost atât de drăguțe și mi s-au ați avut senzația că vă va purta noroc. Nu, și chiar așa a fost, adică... Da. Da, a fost foarte drăguț atunci. Și ați intrat la, aici în București ați venit, da, la UNEATC. Ați terminat în 2000 din documentarea pe care am făcut-o. Da. Eu am intrat a treia oară. Am înțeles, nu contează. Am făcut, important e că ați insistat. Am făcut și un an de relații internaționale. Aș fi vrut... facultatea de drept când ați făcut? Nu, dreptul de drept. Acum. De curând. De curând. Acum adică 10 ani, timp. Mă rog. Da. De curând, că trec anii ăștia atât de repede, ți se pare că abia... deci am făcut un an la altă facultate și aș fi vrut să le fac în paralel, dar nu se putea. Nu se putea. Pentru că la teatru trebuia să fii non-stop prezent și când... terminam repetițiile destul de târziu, tot acolo ne gândeam. Da. Ați fost la secția actorie, la clasa profesor Olga Tudoraiche. Cum era doamna Olga Tudoraiche? O minune, ce să zic, o minune. Adică sub aparența asta dură, ne iubea atât de mult și avea atâta
căldură și atâta dragoste, culmea și o aparență complet... Am văzut. Eu iubeam de mult, de fapt, o și imitam, că erau discurile alea și, și ascultam Vlaicu Vodă și era doamna Clara și eram, când eram copil, eram fascinată și tocmai la ea și tocmai la ea am ajuns la clasă, deci nimic nu-i întâmplător. Și chiar când am venit, ne-a zis dragilor, vreau să vă zic că domnul, că Florin Zanfirescu, el era la clasa paralele și a ales toate divele și eu am rămas cu ciurucurile. Era, avea un umor extraordinar. Dar puteți intra în, în rol foarte ușor. Uite, mai devreme, parcă a fost o scenă din, dintr-un, dintr-un, cum să zic, o piesă de teatru. Da, e. Deci intrați ușor în rol. A, nu? Depinde, nu, acum mă jucam. Da, nu, depinde. Trebuie să ai bucuria asta de a te juca, de a încerca, de a face ceva ce îți face plăcere. Ca un copil. Știți că profesorii noștri tot timpul ne spuneau să ne uităm la un copil și să vedem pofta lui și puterea lui de a se implica în joc. Experiența a venit și prin colaborările pe care le-ați avut cu mari regizori, da? Contează foarte mult. Da, bineînțeles. De fapt, este esența. Bineînțeles. Esența. Asta ne dorim toți. Pe că te formezi. E ca o școală când e un mare regizor. Da. Și în film și în teatru. Ați colaborat cu câțiva regizori foarte cunoscuți. Bineînțeles, cel care... Am vorbit mai devreme, domnul Cristian Mungiu este, da, cred, vârful, nu? Da, 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 da. Dar mi-a plăcut foarte mult să constat în documentarea pe care am făcut-o că ați jucat de asemenea într-un film, Binecuvântată fi închisoare, a lui domnul Nicolae Mărgineanu. Mi-a plăcut foarte mult de domnul Nicolae Mărgineanu, da. L-am cunoscut personal. Cui nu-i place? Cum este acest om? Acest mare regizor. Da, mă bucur că mă întrebați numai de oameni extraordinar. Da. Da, este o bucurie să stai în prezența lui. Că sunt oameni binecuvântați. Simți că au o pace interioară, dincolo de artiști și tot ce dau ei și cum creează ei. Deci, dincolo de asta, au o pace extraordinară. Domnul Nicolae Mărgea are pacea asta atât de seducătoare, ca să zic așa, și te face să te simți bine în prezența lui și să, și să vrei să lucrezi și să iasă ceva superb. Și sunt convinsă că nu a fost ușor. Ați filmat în închisoare. Pentru doamna Maria Ploaie, care e tot așa, un înger, amândoi sunt, de fapt. Pentru dumneaei a fost cel mai greu. Pentru noi a fost foarte interesant. Noi am fost... colegele de celulă de la Jilava, că ei au filmat și la mare. Și pentru noi a fost o experiență unică. Pentru toate actrițele care am filmat la Jilava. Nu știu ce ni s-a întâmplat acolo. Am intrat parcă așa într-o altă realitate. Am început să ne spunem lucruri în pauze, lucruri care, pe care altfel nu le-am spune niciodată, care ne-au traumatizat, care ne-au marcat, am aflat niște povești cutremurătoare. Iar în timp ce filmam, parcă retrăiam experiențele deținutelor de atunci, adică nu-mi făceam eu gândurile, veneau singure. Nu știu cum să zic. Fiecare personaj are o lume a lui, are... Nu este greu să improvizezi. Poți improviza într-o... Sau trebuie să ții strict de text? Depinde. De la text. Film... La film, nu, la film bine ar fi să nu improvizăm prea mult. Decât dacă, de exemplu, am filmat și cu domnul Dan Pița. Da. Și era o scenă în care spunea, aici spui ce vrei tu. Cam asta trebuie să spui, dar cum le formulez, cum așa va fi la alegerea ta. Se putea, pentru că era o
secvență filmată ca lup, adică nu tăia. Și jucam o fată nebună care, da, dacă le aranjam cumva, puteam să pierdem prospețimea asta a nebunei, ca să zic așa. Da. Deci poți improviza, dar în niște limite. Când ați jucat acest rol din filmul Binecuvântată fiind închisoare, s-a ținut cont de ceva sau pur și simplu a fost întrebată, vreți să jucați acest rol și gata? A fost casting, au venit foarte mulți actori și actrițe, a fost o desfășurare de forță, ca să zic așa, și da, trebuie să dai probe la film. Mi s-a întâmplat să mă ia și fără probă, dar mai rar. Își doresc, regizorii vor să te vadă, chiar dacă te cunosc și știu ce faci și ce poți, vor să te vadă anume în acel rol. Ce alte roluri ați mai jucat? Citeam la în un film moment dat sau undeva, în teatru? Și în teatru și în film, așa să le diferențiem puțin. Ați jucat inclusiv rolul Julietei? Da, sigur. Ce vreți să aveați? Nu l-am ratat. Ce vreți să aveți atunci? 29, exact când, nu, după 4-3-2, da, după 4-3-2, am jucat la Târgoviște, în regia lui Kemal Bashar, sper că am pronunțat bine. Nu știu cine. Un turc, foarte talentat, un regizor turc. Și Romeo era Marius Manole, Doica era doamna Rudica Mandache, deci aveam o distribuție. Ce actori. Da, extraordinar. Deci ați avut oportunitatea de-a lungul anilor să jucați alături de mari actori. Da, și Papaiani, jucat în domnișoara Anastasia, regia domnului Petre Nicolae, cu Papaiani, cu Petre Nicolae. Înțeleg că de regulă aceste piese de teatru se mai repetă. Da, noi jucăm. Cum le putem, când vă putem vedea? Tot timpul. Am câteva spectacolele în care sunt eu acum, în care joc la Teatrul Notara, sunt Sonata de toamnă, Fazanul, ambele regia lui Alexandru Muzgăreanu. La ce oră de regulă putem veni la teatru? Da, dacă oamenii consultă programul Teatrul Notara, vor vedea exact când sunt toate spectacolele. Cele de la sala mare sunt la ora 19, iar cele de la sala mică, sala George Constantin, sunt la 19:30. Am înțeles. Revenind la facultate, da? Ați intrat la facultate. Cum a fost perioada aceea? Da, iar a jucat și atunci, presupun, nu? Cum este în timpul facultății? Studenții au acces către scenă? Profesorii preferau să nu ne lase să colaborăm cu teatrele chiar din primii ani, ca să nu ne strice, spuneau ei. Acum nu mai e așa. Așa, asta era concepția atunci. Spuneau că nu vrem să făceți pe un drum, nu știu, se temeau de clișee, de lucruri de astea. De obicei, la examen vin toți profesorii de la celelalte clase, deci veneau la fiecare examen al nostru toți profesorii din școală. Și am prins mari profesori. Ce? Olga Tudorache, pe Albulescu, pe Demrădulescu, chiar pe domnul Victor Rebenciuc. Da, am prins mari profesori. Eu din anul 3 am avut o profesoară și pe doamna Adriana Popovici, care este foarte cunoscută printre studenți, printre actori, ca o profesoară, o mare profesoară și dumneai. De la ea am învățat foarte multe lucruri. Am înțeles. De fapt, cred că datorită dumneai ei am înțeles cum se face cu adevărat meseria asta. Trebuie să ai har. Contează cât dincolo la de sută, har, cât trebuie să sută. Și știi pe ce butoane să apeși, trebuie să te și cunoști, trebuie să și
cunoști niște lucruri, nu ajută numai harul. Trebuie să muncești. Ați știut asta atunci când erați atât de încântată și vă dorea să ajungeți actriță sau ați descoperit pe parcurs? Da, la început credeam în talent. Credeam că talentul atârnă mai greu și că dacă e un talent evident și mare, iese la suprafață și nu trebuie să faci tu mare lucru. Dar pe parcurs mi-am dat seama că lucrurile nu sunt așa. Am înțeles. Și că talentul se poate stompa în timp. Important ce spuneți. Dacă nu-l hrănești. De ce atribut ar avea nevoie un tânăr care se uită acum la noi și dorește să meargă către univers? Mie tinerii mi se par toți talentați. Eu și lucrez cu copiii și sunt fascinată de ei și de talentul lor. Are nevoie de multe. De multe. Mi-ar fi frică să îndemn pe cineva să o ia pe drumul ăsta, pentru că chiar și talentat, dacă ar fi, nu știi dacă se creează conjunctura favorabilă ca el să reușească. Și dacă reușește, nu știi dacă va avea continuitate. Și dacă vor urma și alte proiecte la fel de bune și de puternice, nu ai nicio siguranță. Mă gândeam acum la dumneavoastră, cum ați fost descoperită să jucați în acest film 4 luni, 3 săptămâni și 2... Nu e niciodată așa că te descoperă cine. Asta e, poate se întâmpla acum 60 de ani, nu știu, descopereau prin Italia actori neprofesioniști și ați aflat de acest film și v-ați dus pur și simplu? Nu. De cunoscut, mă cunoștea regizorul Cristian Mungiu, pentru că făcusem o reclamă cu puțin timp înainte. Dar el deja făcuse mare parte a castingului, adică văzuse foarte multe fete și, în general, studente, deci mult mai tinere decât mine. Și în momentul în care m-a chemat, am fost cam printre ultimele chemate. Da, probabil știu de ce. Nu descoperise persoana care să poată să interpreteze acel rol. Probabil nu aveau acele stări. Adică trebuie să îți intri în rol atât de bine încât... Da, atâta știu că mi-a zis: Laura, eu nu vreau să faci nimic. Vreau să îmi dai exact ce îmi dai tu și... cum ești tu, așa vreau să fie personajul. Am înțeles. Bineînțeles că eu nu sunt chiar așa, dar cumva asta m-a liniștit și am putut să gândesc limpede. Da. După succesul acestui film, ce alte invitații sau, nu știu, cum ați fost solicitată către alte roluri? Da, mai mult în Italia m-au, deși nu știu limba italiană. Chiar a apăruse un articol după premiu, după Palm d'Or, în ziarele din Italia, că actrița româncă Laura Vasiliu, de origine italiană, Da. Și râdeam cu colegii mei, că n-am nicio origine italiană. Nu, dar aveți totuși o figură așa bine. Exagerează un pic, ei sunt inimoși așa și dar femeile sunt unele dintre ele sunt foarte frumoase. Da. Așa cum sunteți. Aveți așa trăsături. Da, eu știu. Ideea e că m-au cam luat italienii. Am făcut două filme în Italia și destul de câteva castinguri importante am dat. Dar cum e viața de actor? Azi ești aici, mâine ești acolo. Este o viață dură, grea, frumoasă? La fiecare e altfel. Pentru că, de exemplu, cei care au oportunitatea asta să filmeze și în străinătate, într-adevăr, viața e mai agitată pe perioada, să zic, a filmărilor, în care trebuie să te duci, să repeți, iar să vii. Mai ai și spectacole în țară, trebuie să faci cumva un fel de navetă cu avionul, să fii și la spectacolele din țară. Da. E
foarte frumoase. Cât am trăit eu, n-am filmat extraordinar de mult, cum sunt alți colegi de-ai mei în străinătate, dar cât am filmat, mi-a plăcut enorm în Irlanda, unde oamenii erau foarte drăguți, da. Și la fel mi s-a părut așa, zic că am venit în Irlanda și am făcut terapie. Da. Spuneți-mi, unde vă simțiți cel mai confortabil? Pe scena teatrului Notara sau într-o acțiune, într-un, nu știu, o filmare pentru un film? Nu se pot compara, pentru că eu fac teatru tot timpul și film din când în când. Și da, sigur, aș putea să zic că în film mă simt bine, pentru că e totul mai concentrat. Și odată ce ai filmat o scenă, o dai la o parte și te poți concentra pe următoarele. Dar sunt foarte diferite și frumoase, frumoase amândouă. Dar da, mă simt bine în film. În film, da. Nu mai avem prea mult timp. Incredibil. Vă și spun, ca să vedem cum parcurgem restul întrebărilor mele. Mai avem 10 minute, foarte puțin. Știu că sunteți o femeie credincioasă. Ce rol are credința în viața unui actor? Cât de importantă este? Noi chiar avem o actriță de mare talent, da. Care la Notara, zic, care s-a dus la mănăstire. Gabriela Criș o cheamă și m-am bucurat mult pentru ea, o și vedeam la mănăstirea în timp. Eu nu pot vorbi în general. Pentru mine credința, pe mine credința m-a ajutat în tot, nu doar în meserie. Dar e adevărat că sunt mai atentă în ce intru. Dacă pot alege, aleg să nu spun anumite, eu știu, înjurături sau chestii pe care nu le pot eu spune în viața de zi cu zi. Da, da. Ăsta e și riscul chiar pentru tinerii care sunt atât de entuziasmați să facă actorie, să, apropo de fetița dumneavoastră, că uneori ofertele sunt cel puțin dubioase de roluri și de... Și atunci trebuie să ai discernământul ăsta. Uite, asta și suficiente proiecte încât să-ți permiți să alegi. Și asta e important. Și să spui asta nu, asta da. Se poate trăi din actorie, doamna Vasiliu? Din punctul meu de vedere, da, pentru că eu am făcut și film, sunt și angajată la Teatrul Notara, ce e un mare lucru. E un mare lucru. Da. Dar am foarte mulți colegi care nu sunt angajați și care se luptă pur și simplu să intre în proiecte care nu sunt foarte numeroase. Ați avut un actor preferat sau o actriță preferată înainte de ajunge să jucați atâtea roluri? Ei, mulți. Dar cel care v-a inspirat, v-a motivat cel mai mult? De inspirat, nu, niciodată nu. Am încercat să-mi găsesc drumul meu. Deși nu e greșit să studiez. Da, să ai un model. Să studiez un anumit personaj sau nu e greșit, dar eu nu am făcut așa. Dar de admirat, am admirat foarte mulți actori și admir foarte mulți actori, și români și străini. Da. Vin oamenii la teatru? Da, slavă Domnului. Da, de acum, de când a venit și s-a schimbat directorul și acum e domnul Alexandru Muzgăreanu. S-a schimbat ceva, nu? Da, puțin mai mult atmosfera și teatru și frecvența cu care vin oamenii la Notara, că este important. Pot să zic că avem sălile pline și așteptăm în continuare publicul să vină. Dar cinematografele sunt pline? Eu văd, într-adevăr, foarte mulți tineri care, dacă mergi într-un mall, văd cozi la casele de bilete.
Sunt cinematografele prime cum erau odată? Nu cred că sunt. Adică eu de câte ori am fost, eu nu merg foarte mult la mall, mai merg la premiere de film. Da. Dar mai merg. Nu mi se par pline sălile. Am înțeles. La cinema. Bine, acum e și concurența asta cu internetul și cu televizorul și cu... Pe vremea noastră erau pline cinematografele. Pe vremea... Și a mea, da. Și a mea. Și mergeam mult la cinematograf. Și la fel, vedeam un film toată săptămâna rula. Eu mergeam în fiecare zi. Da. Ce pasiuni mai are Laura Vasiliu? Obișnuite, ca să zic așa. Călătorii, lectură, dar foarte greu mai găsesc timp să citesc și ce mi-ar face plăcere. Da, da, acum mai mult pasiunile mele sunt legate de fetița mea și încerc să o fac să cunoască cât mai multe lucruri și tot ce e frumos. Pianul, aș vrea să știe un instrument. Ce vârstă are fetița? 6 ani jumate. Mulți înainte. Mulțumesc. Și nu spune că vrea să devină actriță? Adică eu nu o încurajez. Nu vă vedeți prin ea așa copilăria de altă dată? Ceea ce pot să zic... Nu, asta nu. Ceea ce pot să zic este că e fascinată de orice înseamnă spectacol. Am fost cu ea și la Ateneu și la... concerte de tot felul, este fascinată, nu mișcă, nu răsuflă. La teatru e în stare să stea ore întregi și că noi ne temeam, stai, totuși o mai duceam și când era mai mică și spuneam, e totuși mică, poate deranjează, poate vorbește, nimic. Deci, stă e fascinată, dar nu încurajez spre meseria asta, e și foarte mică. E și mică și da. Pe de altă parte nu veți vedea. Poate cumva vă calcă pe urme. Nu se știe, nu? Sau prin comparație dumneavoastră la vârsta ei, cum erați? Deocamdată nu cred că e momentul. Și nici în următorii ani nu văd a fi un moment prielnic pentru a face asta. Cum eram eu la vârsta ei? La vârsta ei, cum erați? Erau alte timpuri. Era pe vremea lui Ceaușescu, totul era mult mai așezat din punct de vedere al familiei. Da. Adică stăteam cu bunicii, adică bunicii stăteau foarte aproape de noi, eu eram când acasă, când la ei. Da, mă simțeam protejată și familia completă în jurul meu, și cu mătuși, și cu verișori, și cu toată lumea. Ceea ce acum e puțin mai greu. Și sunt foarte multe familii, văd, pentru că lucrând cu copii și cu adolescenți, sunt foarte multe familii destrămate. Eu nu știu cum cresc acești copii. Că mă uit la ei cu o jale așa. Da, când da. Aud tata e la Paris, mama e cu nu știu groaznic, cine. Groaznic. Deci, da. Ce proiecte aveți de viitor? Ce vă doriți să jucați? Ce planuri aveți? Sunt... totuși am nostalgia... marilor dramaturgi și celor clasici. Mereu voi dori să joc în Shakespeare, într-o piesă de Shakespeare, mereu, orice ar fi, Chekhov, Ibsen. Am niște dramaturgi pe care i-aș juca oricând. Important este că vă doriți asta și puteți să-i jucați, pentru că cred că nu este deloc ușor, nu? Cu toate că ați jucat până acum. Da, sigur, am jucat. Da, nimic nu e ușor, tot timpul pornești de la zero, cumva. Da. Vă rog să-mi faceți un portret al părinților dumneavoastră. Poate se uită la noi acum. Mama dumneavoastră, doamna judecător. Nu mă așteptam la întrebare. Mama este un vulcan, așa, e o... E un munte de energie, de forță, de optimism, de putere, tot ce nu sunt eu. Poate, bineînțeles, sunt și subiectivă, dar... Nu, spuneți ceea ce simțiți, nu sunteți subiectivă deloc. Da, dar sunt sinceră. Eu nu mai am mai întâlnit oameni cu atâta inimă. Ce frumos! Îmi place ce spuneți. Chiar...
mă impresionează pentru că ați atins puțin și latura asta a justiției și coincidența face ca mama să fie judecător și da. chiar sunt curioasă și judeca, să știu cine este cu adevărat. Judeca criminalii, cei mai odioși. Latura penală. Da, da, da. Păi, dar înseamnă că v-a ajutat puțin. Nu v-a insuflat nimic atunci când ați jucat rolul în închisoare? Nu v-a spus, vezi, uite, asta, așa? N-ați întrebat, n-ați pentru consultat? Că era închisoarea politică, închisoarea, adică inculpații făceau pușcărie politică și erau în general intelectuali. Da, știu. Tatăl? Cum este tata? Tata este, eu semăn cu tata, deci mai sensibil, mai artist, mai visător, mai... Da, eu am foarte mult de la el. Au fost încântați atunci când au văzut unde a ajuns fata lor? Ce premii! Da, bineînțeles. Foarte ca orice, mândri, nu? Da, da, da. Mândri de fata lor. Da, ca orice părinte în situația asta. Doamna Laura Vasiliu, timpul a trecut, din păcate. Sunt multe de povestit, dacă ne uităm, și multe premii ați luat, filmele în care ați jucat, piesele de teatru. Eu vă mulțumesc mult că ați venit astăzi în emisiune. Știu că ați fost foarte prinsă din filmare în filmare și așa v-ați făcut timp și ați ajuns și la Trinitas TV și vă doresc mult succes pe mai departe și să ne vedem și altă dată aici. Mulțumesc frumos pentru invitație și Doamne ajută în continuare. Vă mulțumesc încă o dată. Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția de astăzi seară. Vă doresc o seară frumoasă și ne vedem cu mare drag și săptămâna viitoare, duminica viitoare, la aceeași oră, aici la televiziunea Trinitas TV. La revedere!